Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician. Acum o săptămână înainte de condamnare, Liviu Dragnea, președintele PSD, era ca un zmeu. Adusese 200.000 de oameni la București, era în putere, era în forță și se pregătea să candideze la președinția României. După o săptămână, după ce și-a primit condamnarea cu executare, în primă instanță la Înalta Curte, Dragnea a devenit pisoiaș. Vinerea trecută ne-a amenințat că o să treacă în forță, la represalii, în Parlament. Modificarea codurilor penale, prin ordonanță de urgență, au speculat cei din presă și cei din opoziție. Astăzi Dragnea, pisoiașul, vorbește despre faptul că noi am înțeles greșit și că el în continuare vrea dezbatere și vrea pace și vrea lucruri foarte corecte în Parlamentul României. Ce s-a întâmplat cu Dragnea în acest weekend? Oare ce s-a întâmplat după ce și-a aflat condamnarea? O să analizăm lucrul ăsta, dar înainte de asta o să analizăm și ce se întâmplă cu viața reală a românilor, a noastră. Pentru că economia este cea mai importantă. Viața de zi cu zi a românilor este mai importantă decât această ceartă, decât acest război politic pentru putere. Viața de zi cu zi a românilor este din ce în ce mai proastă. Cresc prețurile, crește inflația, crește roborul, da, celebrul robor crește și astăzi este la un maxim istoric, cel mai mare indice robor din ultimii 4 ani de zile. Iar lucrurile astea au legătură cu ce se întâmplă în viața politică. O guvernare este votată ca să aducă prosperitate, să facă lucruri bune. Când o guvernare devine un mecanism sau o mașinărie de vot în Parlament, când oamenii ies în stradă și contestă guvernarea, atunci ne aflăm în situația asta în care ne aflăm, în care suntem în ape tulburi. Așadar, despre economie și despre Dragnea, dar și despre președintele Iohannis, care și-a anunțat candidatura pentru al doilea mandat. Încă se joacă, lucrurile încă nu sunt tranșate în lupta asta complicată pentru putere în România. Și încă o săptămână, nu-i așa, dedicată cititului, cum ne-a explicat președintele Iohannis, cititului deciziei CCR. Să vedem dacă rămâne doamna Kövesi sau pleacă. O salut pe doamna Ana Bula, e sociolog. Bună seara, doamnă, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Lucian Isar, analist economic, bună seara, mulțumesc bună pentru seara. Prezență. Domnul avocat Gheorghe Piperea, mulțumesc pentru prezență. Bună și seara. Marius Ghilezan, jurnalist România Liberă. Să vedem pe domnul Dragnea, cum ne explica astăzi, că nu vrea să dea ordonanță de urgență pe modificarea codurilor penale, că de fapt noi am înțeles greșit și că de fapt el vrea încă dezbatere în Parlament. Pisoiașul Dragnea a fost calmat după decizia judecătorilor de la Înalta Curte. Asta cu ordonanța de urgență. Eu am înțeles ce ați făcut voi. Ați luat din context și ați spus că eu am spus despre ordonanță de urgență. Dar nici eu n-am spus de ordonanță de urgență. Voi ați spus. Este exclus să adoptați ordonanță de urgență pe codurile penale. Vorbim aici de codul de procedură penală și de codul penal. Unul a fost adoptat, unul urmează. Da, răspunsul e da. Asumarea răspunderii este o altă variantă? Nu, nu mai e nevoie de asumarea răspunderii, e nevoie de a grăbi procedurile în Parlament totuși. Nu putem face o sesiune de extraordinară toată vara. Urgența am discutat foarte clar să nu mai lăsăm loc la întârzieri. Asta s-a discutat foarte clar și aici au dreptate. Trebuie să vă dezamăgesc, subiectul ordonanțelor de urgență nu este un subiect pentru noi. Nu se discută, nu am discutat de niciun fel de ordonanță pe modificarea codurilor. Este scoateți din, vă rog, din discuție acest subiect, dacă se poate, și vă spun oficial, vom merge pe, exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Deci nici asumarea răspunderii guvernului? Nu, nici asumarea răspunderii. Vă mulțumesc de întrebare, pentru că sigur ar fi rămas aceasta ca variantă alternativă, dar nu este avută în vedere. Deci mergem pe calea dezbaterii parlamentare. Doamna Bulai, scapă Dragnea sau este de fapt începutul sfârșitului, așa este? Oricum, indiferent ce se întâmplă, a fost interesant faptul că PSD-ul a mizat și a mizat viitorul politic, cel puțin pentru următorul an, pe această
carte Liviu Dragnea. Să nu uităm că Liviu Dragnea nu a fost ales de popor, PSD-ul a fost ales de majoritate. Liviu Dragnea a avut întotdeauna un scor electoral sub partid, deci nu este o locomotivă a partidului. Cu toate acestea, PSD-ul a decis în acea ședință de vineri, dacă nu mă înșel, să meargă pe această carte și să aștepte hotărârea definitivă, care poate veni chiar în proximitatea campaniei pentru prezidențiale, lăsând partidul, în cazul unei hotărâri care certifică prima instanță, lăsând partidul cu un vid de putere. Sigur că în contextul în care această decizie de condamnare care a avut loc joi a luat prin surprindere pe multă lume, pe mine cel puțin m-a luat prin surprindere, nu mă așteptam să fie cu executare. Dar de ce, doamnă? Sincer, nu mă așteptam să fie cu executare. Dar pe ce v-ați bazat? Pe un feeling personal? Sau? Am auzit foarte multă lume, vă întreb, am auzit foarte multă lume foarte șocată de condamnarea asta cu executare și cam nimeni nu mi-a explicat. Știți de oarecum ce? Rațional. Nu am cunoștințe juridice. Au cerut procurorii 7 ani. S-a obținut 3 ani și jumătate, adică e bine, nu? Evident, de la 7 da. Depinde la 3 de unde au cerut 7 și de unde privești. Condamnările acestea cu executare, din punctul meu de vedere, atrăgeau după sine un prejudiciu calculat în multe milioane. Cel puțin așa am fost eu obișnuită în spectacolul DNA. Dat fiind faptul că acest proces nu era unul de corupție cu mulți bani și banii au mai fost și dați înapoi, mi s-a părut că speța este prea mică pentru o pedeapsă din această pușcărie. Dar omul era cu greutate. Sigur, nu? Omul era cu greutate, n-am luat în calcul acest lucru și s-a dovedit a fi intenția. Noi judecăm oameni sau judecăm fapte în România? De fapt. Se judecă și oameni. Ar trebui să judecăm fapte, dar se judecă și oameni. Pot să vă dau un exemplu, doamne. Undeva la Sălaj, de exemplu, discutam cu Lucian Isar înainte de emisiune, la Sălaj, un județ mic, din dar Ardeal, greu. Da, dar greu, da, de la domnul Helvig, să trăiți, domnul director Helvig, la Sălaj a fost condamnat exact în ziua în care Dragnea și-a luat 3 ani și jumătate de închisoare, un cetățean pentru tentativă de omor. În Ardeal, da, o chestiune de asta domestică din Ardeal, a băgat furca. Da? La pământ a băgat furca într-un vecin. Și și-a luat 3 ani și 8 luni pentru tentativă de omor. Iată. Deci se poate. Se poate și mai rău, se poate și mai bine. Acum decanul Facultății de Medicină din Iași pentru un ceainic a luat... ca șpagă a luat pușcărie și, mă rog, condamnare penală. A fost și a trebuit... un ceainic mai scump, doamnă. A fost achitat. A fost achitat în... Cine? Rectorul? Da. Nu știu. Doamna zice că a fost condamnat. Ca să zic așa, la recurs a fost achitat, dar în prima instanță a fost condamnat. E o ciudă. Să nu fim triști, doamnă, să nu fim triști. Deloc, Giovanni Becali, da, o instituție în sine, da, instituția fotbalului, spunea că pușcăria este pentru oameni, nu este pentru girafe. Și revenind la Liviu Dragnea, da? Așa ca analiză, credeți că mai are viitor în politică sau s-a cam terminat povestea cu Liviu Dragnea în momentul ăsta? Este o umbră sau mai poate fi un jucător politic? El mai are un viitor pe termen scurt, din punctul meu de vedere, pentru că a avut grijă ca în umbra lui să nu crească iarba. Și a avut grijă ca într-un moment ca acesta, iată, în care s-a pus problema vacantării postului de șef al PSD-ului, că despre asta este vorba, să nu apară în mod firesc altcineva din spate. Pentru că în momentul de față trebuie să recunoaștem că nu există un număr 2, așa cum Dragnea a fost numărul 2 în spatele lui Ponta, nu există acest număr 2 în partid. Și nici nu se întrevede în viitoarele luni, până în toamnă, cel puțin, o identificare a acestui înlocuitor pentru Liviu Dragnea. Deci, dacă partidul... Doamne, dar ce s-a întâmplat? Că asta era întrebarea. Ce s-a întâmplat de vineri până luni, în contextul în care Dragnea a spus că merge în Parlament, că va modifica codurile penale în forță, așa a spus șeful PSD, da? Să ne aducem aminte ce a spus vineri și să vedem oarecum în paralel ce a declarat astăzi.
Pentru că vineri Dragnea, da, tumefiat de condamnarea la închisoare, ne-a spus că va merge în forță, că va modifica codurile penale. Și toată lumea se gândea că va modifica codurile penale în beneficiul său, iar astăzi a lăsat-o mai moale. Și nu doar tumefiat, cum ați spus dumneavoastră, ci și cu un partid care a votat la unison, da, suntem alături de tine, vreți să vă conduc, vrem să ne conduceți. Vrem să scăpăm de pușcărie, da, vrem. Haideți să vedem pe Dragnea de vineri, dar și asta e întrebarea. Ce s-o fi întâmplat cu Dragnea, da, care rupea munții vineri, iar luni a venit ca un pisoiaș, așa? Din punctul meu de vedere s-a întâmplat Călin Popescu-Tăriceanu. Da. Bună observație. Să-l vedem totuși pe Dragnea. Îmi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea codului penal. Maniera pe care noi am avut-o, pe care eu am avut-o, de a avea o abordare procedural corectă în Parlament, s-a dovedit că a fost una greșită, pentru că în Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea sau procedură normale, dezbateri, adoptare și promulgare. Da, iar astăzi a spus exact contrariu, că va merge în Parlament, va negocia, va discuta, vor fi făcute dezbateri pe codurile penale. Așadar, varianta cu ordonanța de urgență pe codurile penale, menită să-l scape pe Dragnea, a căzut. Lucian Isar, să mergem la economie. Pe mine puțin mă interesează și vă spun cât se poate de sincer, cu toate mesajele pe care le primesc din toate părțile instituțiilor cu trei litere ale statului, nu mă interesează dacă președintele Iohannis o să-și ia al doilea mandat. Să fie sănătos, să fie de bine. Nu mă interesează dacă Dragnea intră la pușcărie. Să fie de bine sau de rău, nu mă interesează. Pentru mine, oamenii ăștia, din punct de vedere jurnalistic, sunt egali. De la dreapta, de la stânga, din mijloc, nu mă interesează. Singurul lucru care mă interesează atunci sunt informațiile, corectitudinea lor și ce se întâmplă cu țara asta. Pentru că nici Iohannis, nici Dragnea, nici Dăncilă, nici Orban și nici Dacian Cioloș nu vă plătesc facturile. Nu vă plătesc credite la bănci. Da? Nu supinesc creșterea robor, de exemplu, sau viața proastă pe care o duceți în această țară. O țară pe care ei se bat, pe spatele căreia ei se bat, da, băieții ăștia, pentru putere, pentru influență și pentru a rămâne în posturile alea bine plătite din banii noștri. Pentru că și Iohannis, și Dragnea, și Orban, și toți băieții ăștia, și doamna Dăncilă, toți sunt plătiți din banii dumneavoastră și din banii noștri. Când se vor calma, Lucian Isar, băieții ăștia, și se vor trezi, să spună, bă, stai puțin, hai să reglăm cumva poveștile astea între noi, dintre noi, și să vedem ce facem cu țara. Ați introdus foarte bine subiectul, făcând referire la sinecuri. Până la urmă, ce vedeți dumneavoastră în piața din România, adică robor și curs, este legat de o negociere pe o sinecură. După cum știți, în 2008-2009, criza a fost provocată în România prin trei măsuri. Creșterea dobânzilor, blocarea creditării și blocarea capacității firmelor și a populației să poată să-și restructureze, adică refinanțeze creditele. Datoriile. În acest moment... Păi era criza internațională. Criza internațională nu i-a lovit pe toți în același timp. Aduceți-vă aminte că în state criza era în 2007, iar în Grecia criza a apărut în 2010. Deci acum nu aveam niciun motiv. Acum ne paște o criză? Acum ne paște să avem același deznodământ ca și în 2008. Prin ce anume? După cum țineți minte, în septembrie 2017, fără criză, au început dobânzile să crească foarte mult în urma unor negocieri destul de contundente între actuala conducere a Băncii Naționale și politicieni. De atunci, roborul a crescut de la 0,68% la 3,13% în acest moment. De atunci, nu s-a schimbat nimic din punctul de vedere al deficitelor de concurent. România crește la fel de mult. Scandal politic aveam și în 2017, aveam și în 2018.
Doar că trebuie să vă gândiți la următorul lucru. În datele BNR publicate acum câteva zile, 44% din veniturile celor care s-au împrumutat în ultimul an prima casă sunt sparte către plata ratelor. Dacă 44% sunt dedicate ratelor în ultimul, la cei care au contractat creditele în ultimul an, gândiți-vă care este șocul asupra veniturilor lor în momentul în care dobânda a crescut de la 0,68% la 3,13%. Este de aproape o creștere de 5 ori. În 2008, ca să revenim la 2008, dobânzile au crescut cu 4 puncte procentuale de la o bază de 6 puncte procentuale. Deci au crescut cu doar 70%. Aici am crescut de 5 ori dobânzile. Dar putem spune că România a mai mulți bani în 2018 decât în 2007, în 2008. Da și nu, pentru că v-am dat repere procentuale. Sunt 44% din veniturile disponibile. În momentul în care cresc dobânzile de 5 ori, vă iau proporțional, nu vă iau doar un leu și dumneavoastră aveți 10 în cont. Ăsta este motivul pentru care aparent, deși au crescut salariile, deși economia merge mult mai bine de un număr de ani, venitul real a fost subțiat nu atât de mult prin inflația din anii precedenți, ci foarte mult prin faptul că toți cei cu credite în lei plătesc mai mult rate la bancă din acest venit disponibil. Lucrurile nu se vor potoli decât în momentul în care politicienii vor avea timp să se uite pe și asupra băncii naționale. Eu cred că este exact o situație cum s-a întâmplat la ASF în momentul în care a fost dat afară Mișu Negrițoiu, când explodaseră prețurile la RCA. În acest moment nu au ce să facă, se termină sesiunea parlamentară, domnul Isărescu a scăpat de o comisie de anchetă în acest moment, până în toamnă chiar nu au ce să-i facă. Chiar dacă nu crește dobânda de intervenție la următoarea ședință de politică monetară, dobânda liberă în piață poate să crească până la 4,3%, ceea ce foarte probabil pe timpul verii Gheorghe va crește. Pitera, domnule avocat, cine se mai ocupă de economie în războiul ăsta politic, pentru că nu văd niciun decident important în momentul de față să fie interesat nici măcar din vorbe, la nivel declarativ, de ce se întâmplă în mod real cu țara asta, da? Guvernul afară, majoritatea parlamentară face negocieri pentru moțiune, Iohannis și-a anunțat al doilea mandat, proiectul de țară al președintelui Iohannis, ăla pas cu pas, cu România educată, România prosperă, nu există. Ce se întâmplă cu țara asta, da? De fapt. Da, sunt foarte multe lucruri de spus aici, dar aș începe cu acest lucru care pe mine mă deranjează de foarte multă vreme, mai ales din momentul în care am observat că există un singur om care ne face agenda publică. Societatea românească este în momentul de față radicalizată, nu doar polarizată, este radicalizată. Nu toată societatea, există un anumit număr de persoane care îl vor pe Dragnea la pușcărie, există restul decidenților, implicaților politici care îl vor liber pe Dragnea și la mijloc suntem noi. Noi cei care ne uităm cu groază la ceea ce se întâmplă cu aceste cifre care nu par să fie... Spuneți-o cu subiect și predicat dacă vă asumați lucrul ăsta. Noi cei care nu vrem să ne asumăm nicio barcă. Și asta o spun ca realizator de emisiune. Nu vrem să ne asumăm nicio tabără. Nu vreau să-mi asum nicio tabără. Despre asta vorbiți? Exact despre asta vorbesc. Este vorba despre noi, toți ceilalți, care suntem la mijloc în momentul de față și ne uităm cu groază la ceea ce se întâmplă. Și analizăm, dacă analizăm, că mai mult ne enervăm, declarațiile cinice ale unor demnitari ai statului român, cum ar fi, spre exemplu, domnul Isărescu, care acum 3-4 săptămâni, când a mai crescut o dată vertiginos robor, ne spunea așa, toată lumea se plânge că a crescut rata cu 100 de lei. Dar, de fapt, noi români ar trebui să ne gândim că această 100 de lei a crescut față de ceea ce era anterior cu 100 de lei mai puțin. Adică să nu ne mai deranjăm chiar așa tare că plătim cu 100 de lei mai mult acum, pentru că în urmă cu un an, doi, am plătit cu 100 de lei mai puțin. Adică ne spune încă o dată că a fost un robor scăzut timp de 3 ani de zile, că ne-am împrumutat ieftin și că am beneficiat de pe urma acestui împrumut ieftin. Dar, dincolo de asta, tot domnul
Ion Iserescu vine și ne spune: sunt 50 de miliarde de lei în plus în sistemul bancar românesc, exces de lichiditate, și cu toate astea, prețul la care se împrumută băncile între ele, costul la care se împrumută băncile între ele, crește vertiginos. Același domn Iserescu spune: banii sunt o marfă. Exact. Pe dos. Banii sunt și ei marfă. Asta este o mare minciună, este o greșeală, categoric o greșeală. Banii sunt și ei marfă, mărfuri speciale. Și noi știm despre mărfuri așa, că atunci când este mult prea multă marfă pe piață și sunt mai puțini cumpărători, evident, se duce prețul în jos. La noi este tocmai invers. Tot același domn Iserescu ne spune că la ora actuală, cei care s-au împrumutat ieftin anul trecut au ajuns să plătească, așa cum spunea domnul Isara din Auri, cam 44% din veniturile lor lunare pentru credit. Știți care este consecința acestui lucru? Noi mai avem la dispoziție, sigur că asta este o medie, nu vorbim de noi toți, ci e vorba despre o medie, 44%, mai avem la dispoziție 56% din venitul lunar, care trebuie să se ducă pe toate celelalte lucruri de care avem nevoie într-o lună. Consumul. Ce se întâmplă în momentul în care... Celelalte au crescut, domnule avocat. Ajung și acolo. Utilitățile au crescut, alimentele au crescut, și viața crescut, de zi cu zi și au crescut, cu mai mult decât ne arată cifra inflației. Nu e 5,2%, în privința carburanților este 20-25% față de anul trecut. Ajungeam și acolo. Ceea ce vreau să spun este că... Da, s-au chinuit băieții de la Petrom, n-au mai făcut profituri în ultimii ani și au tras pe ultimul an băieții. Că cu cei 55% care mai rămân... Profituri la Viena. Da. Cu cei 55% care îi rămân omului după ce plătește la bancă, după ce sparge acești bani, cum bine îi spune Lucian Isar acestui fenomen, trebuie să-și cumpere tot, să-și suporte toate cheltuielile, educația copilului, tot ceea ce trebuie pentru a continua să supraviețuiască. Ce înseamnă acest lucru? Consumul se reduce. Efectul, din punct de vedere comportamental, este extraordinar de grav, este dezastruos, pentru că odată ce consumul se limitează, pentru că vezi că în spate îți suflă rece în ceafă banca, începi să îți autolimitezi consumul pentru că nu mai ai venituri. Când transmiți acest mesaj în public, el se duce imediat la cei care ar fi vrut să se împrumute ca să consume. Și bineînțeles că ăla nu se mai împrumută. Și când s-a ajuns la acest al doilea pas, se trece și în pasul următor, care este dezastru economic. Înseamnă că nemai existând motivația de a crește producția pentru că nu mai există intenție de consum, evident că încep să se taie investițiile, încep să se reducă locurile de muncă. Și odată ce se reduc locurile de muncă, se reduce și mai mult consum. Și la final, ceea ce se întâmplă este că statul român, care oricum se împrumută în momentul de față cu 3,13% robor plus alte procente în plus, este mult mai scump decât se împrumuta acum un an pe vremea asta, statul român o să aibă și marea problemă că nu o să mai aibă taxe indirecte, impozite indirecte pe care să le încaseze din consumul acesta care se duce în cap, în jos, pur și simplu. Se afundă în acest moment. Și ăsta este lucru pentru care eu, personal, care văd economia, văd la firul iebii economia, mă înspăimânt pentru ceea ce urmează să se întâmple în această vară. În această vară nu o să ne interesăm la nivel de lider și politic decât de un singur lucru. Lucrul acela pe care l-a pus pe agenda domnul Liviu Dragnea în momentul în care a decis să nu demisioneze. Pentru că în momentul acesta cei care se implică sunt doar două categorii. Unii care îl vor în pușcărie, alții care îl vor liber. Iar noi, repet, suntem la mijloc. Noi decontăm. Din punctul meu de vedere, față de toate aceste efecte descrise economic, există și efectul frustrării sociale pe care îl va deconta guvernul, pentru că nu ați văzut manifestări împotriva băncii și capacitatea de a schimba roborul nu există prin manifestări publice, dar întreaga frustrare se va descărca în spațiul politic, iar numărul celor nemulțumiți de guvernare, că n-au de ce altceva să fie nemulțumiți, în momentul în care nu-ți rămân bani să faci concediu, să-ți duci copilul la școală în septembrie, ești nemulțumit față de guvern, va crește tensiunea socială și potențialul de conflict de stradă în toamna acestui an. Pentru conflict de stradă în ce sens? Poți să manipulezi ușor, dând vina pe guvern și din perspectiva politicilor monetare și de credit. De obicei, guvernul este vinovat de fiecare. Trebuie să fie cineva vinovat, că despre asta discutăm. Eu cred că cam toți sunt vinovați, Marius Ghilezan. De fapt, oamenii ăștia se bat pe putere și pe controlul țării, dar în timp ce se bat, fac și prăpăd țara.
Cam că asta este concluzia. O să ajungă unii, da, să câștige acest război. Fie câștigă tabăra lui Iohannis, fie să spunem in extremis, o să câștige tabăra PSD-a lui Dragnea. Dar la final s-ar putea să moștenească, să cucerească o țară pe butuci. Cui servește asta? Este posibil, dar eu am studiat foarte mult sociologia comunicării și psihologia maselor. De la Gustav Le Bon încoace, vedem cum se pot muta masele. Eu cred că România se află într-un experiment social, ceva care s-a mai repetat în Italia în anii 70. Sit paralel a fost denumit de către presa de la Roma, în care Servizio Informazione d'Afesa a organizat această stare de tensiune, care a dus la 3.000 de demisii, sinucideri și așa mai departe a oamenilor politici. O clasă politică a fost rasă. S-a mai încercat în 1990 cu Di Pietro și această stare de tensiune impusă în societate a mai fost acum 30 de ani în Italia și cred că sunt în ținta unui experiment. Unele laboratoare încearcă un război hibrid asupra României, o stare de ură introdusă în societate. Noi care am trăit și fenomenul anilor 90 al mineriadelor, putem să asemănăm starea de tensiune de acum, de atunci. Dar atunci eram necopți, ieșiți din comunism. Oamenii nu se înțelegeau unii cu ceilalți. Dar astăzi, să se discute în agenda, foarte bine spunea domnul Piperea, să se discute doar într-o simplă agendă și să lăsăm totul deoparte, este pentru că cineva dorește să se discute cineva, numai... Cineva, Marius Ghirezan? Hai să rezolvăm și dilema asta, ca să spun la nivel public. Ăla cineva să tranșeze odată bătălia asta pentru putere. Că zicea Helvig astăzi de la serie că el nu face jocuri de putere. Bine că nu faceți emisiuni de televiziune. Eu, de exemplu, am fost ieri, prietenul dumneavoastră de la ținta Cluj, unui atac electronic. Bun, deci de povestea este de următoarea. Băi, tranșați odată, omorâți-l pe Dragnea, rupeți-l pe Iohannis, stabiliți-vă odată câștigător și faceți ceva cu țara asta, că intrăm dracului în faliment. În Parlament să treacă odată legile justiției și foarte bine că nu se discută o ordonanță. Nu s-a discutat niciodată la nivelul coaliției de guvernare, ci Dan Pantazi a lansat pe G4 Media vineri la ora 4 și după aia a preluat toți că se va discuta despre asumarea răspunderii, despre ordonanțe, nimic mai fals. Inclusiv legile serviciilor de informații se discută într-o comisie specială în Parlament și ele vor fi analizate și trebuie modificate, că de 20 de ani nu s-a mai modificat nimic. Eu cred că acolo starea de tensiune se va încheia odată ce se rezolvă foarte clar cine pe cine controlează. Pentru că în actuala situație SRI este controlat de Parlament conform legii, de facto nu se demonstrează acest lucru. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție aici, eu nu cred că este nimic extern aici, exterior. Aici este vorba despre o chestiune internă, este o chestiune care se joacă între 3-4 jucători. Pe care dacă sunt întrebați care Piperia? Sunt? Să-i notăm. Care păi sunt jucătorii ăștia? Ia-ți indicat jucătorul altfel. Numărul 1, cum îl cheamă? Jucătorul numărul 1 este Liviu Dragnea. Da. Chiar în ordinea importanței, pentru că vrând nevrând chiar și cei de la hashtag Resist îi dau o importanță mai mare decât o jucătorul 2? Jucătorul 2 este Werner Iohannis, Klaus Werner Iohannis, care n-a avut altceva să facă săptămâna trecută decât să declare că el urmează să fie din nou candidat. Are adică... dreptul domnul Piperea. Da, dar eu cred că cineva, eu... nu i-a interzis jucătorul nimeni. 3 cine? Nu i-a interzis nimic, dar în momentul în care face această declarație devii politician și jucătorul 3, dar de data asta nu în ordinea importanței politice. Nu în ordinea importanței politice. Locul 3, dar care îi depășește după părerea mea cu mult pe toți pe ceilalți doi la un loc, este domnul Isărescu. Isărescu care stă acolo de 22 ani. Se spune în limbajul ăsta acolo. Care și este șeful la bani. Da. Nu râdeți, că chiar la 10 care și întrece. Da. Deci ce spunea Lucian Isar este foarte corect. Sunt suficienți ăștia trei. Ce spunea ăștia? Lucian Isar este foarte joacă? Corect. Păi nu, ați vrea să-l pun pe listă și pe Orban. Orban nu contează, să fim serioși. Eu aș pune pe locul 4 pe doamna Chiodeși.
Pentru că în afară de bani, în România, și doamna Chiovici, cea mai importantă este libertatea. Doamna Chiovici este istorie. Ea va trebui să fie revocată sau oricum ziceți? La anul se termină mandatul. E istorie, credeți-mă. Ăștia trei sunt cei jucătorii cu care trebuie să ne batem noi în acest an și în 2019 și în 2020. Dar adică șeful Aban Isărescu, președintele Republicii și șeful majorității parlamentare. Care beneficiază de pe urma acestei tulburări incredibile și radicalizări a scenei noastre politice este domnul Isărescu, pentru că în momentul de față nimeni nu mai are timp și nici chef și nici interesul să-l întrebe ce Dumnezeu se întâmplă cu acest robor, de ce se duce la 3,13 de pe o săptămână pe alta, în condițiile în care tot Banca Națională spune avem exces de lichiditate, prea multă marfă pe piață. Prea mulți bani. Prea mulți bani. Doar dacă sunt prea mulți bani, dobânzile. Dați-mi un răspuns, că ați invocat și lucrul ăsta acum câteva minute. Dacă sunt așa de mulți bani în piață și românii au primit mai multe venituri de la guvernul ăsta PSD, ci că toată lumea are bani, sunt mulți bani, și atunci de ce cresc prețurile? De ce crește costul la banii? Doar o comisie de anchetă parlamentară ar putea să răspundă. Și asta este norocul domnului Isărescu, că politicienii sunt ocupați cu altceva. Păi bun, dar stați puțin, faceți un proces de intenție, domnul Isărescu, vrea să inducă o criză în România? Este care este exact resortul la toată povestea asta? Asta vă spun din septembrie 2017, că asta va persoană? Face. Da, este exact ce a făcut în 2008, provocând o criză în România, a putut să negocieze cu Băsescu, care probabil de-abia în 2011 s-a prins ce i s-a întâmplat, o reprelungire a mandatului în fruntea BNR. În acest moment are de negociat. Ăsta este Camatul Salem, da? Are 20 ceva. Cât mai poate sta la BNR? Lucrurile e logic și ce spune dumneavoastră, cât mai sunt prescrise. Lucrurile nu sunt prescrise. I-au închis dosar cu NUC de-abea acum o lună. Nu, nu are 90 de ani. Sunt câteva 70. 70. Sunt mai multe legi în Parlament care îl vizează la nivel personal și sunt blocate în Parlament, în Camera Deputaților, doar prin coordonare și colaborare cu domnul Dragnea. Problemele sunt mult mai importante decât ce vedem noi în acest moment. Și singura pârghie pe care o are domnul Isărescu este cursul și dobânda. Bun. Iar pe politicienii asta, sunt foarte sensibili de obicei la curs și dobândă. În logica asta, dragii mei, lucrurile stau cam așa. Ioanis vrea să își ia un al doilea mandat. Dragnea vrea să scape de pușcărie, Isărescu mai vrea un mandat de 5 ani. Deci fiecare sau niște legi favorabile. Din blocării de putere din România are agende personale și interese personale. Deci nu contează cam care este povestea cu țara, cu economia. Fiecare trage pe spuza lui. Repet, unii să scape de pușcărie, alții să rămână la putere sub o formă sau alta. Și în 2009 erau alegeri prezidențiale. Da, exact, exact. Țara 2009. Contează la alegeri. Țara, anul viitor da. vor fi alegeri. Bizonii, cum le spunem noi în presă, urât, da? Bizonii. Au două alegeri. Așa vă spun politicienii, dragii mei, da? Prezidențiale. Și voi cei care votați pentru politicieni sunteți bizoni și sunteți buni odată la 4 sau la 5 ani când mergeți la vot. Adevărul este că Dragnea în momentul de față este cam terminat. Singura lui mișcare politică, da? Singura lui mutare politică reală este suspendarea lui Iohannis. Este singura chestie cu care mai poate amenința. Asta ne-a dat de înțeles Dragnea că chiar astăzi, da? Că s-ar putea, dacă s-ar întâmpla ceva, să-l suspende pe președintele României. Suspendarea președintelui este deja decizia luată de Partidul Social Democrat? Am spus că nu e exclusă. Nu este exclusă pentru că deja a stat neconstituțional de mult, dacă se poate spune așa, și nepermis de mult. Jocul cu stai să mai citim, stai că încă n-am citit, este o bătaie de joc la adresa Curții Constituționale a Constituției. Nu de oră gazda, cât că a întârziat foarte mult. Domnilor, ce frumos s-a încălzit discuția pe baza Marius Ghilezan, da? Da. Asta e, are de ales Dragnea, ori merge la pușcărie, ori suspendă pe Iohannis, nu? Sau există și alte variante? Nu, varianta am scris-o încă de joi, de vineri, în România Liberă. Varianta este terminarea legilor justiției, schimbarea legilor serviciilor de informații și se încheie la bara numită vara anului 2018. În ceea ce privește procesul pe care domnia sa îl are, din practică știm că niciodată apelul nu se judecă în același an.
completul de 5, deci undeva prin 2019 situația domniei sale se va discuta în apel. În ceea ce privește suspendarea președintelui, sigur că există multe voci care spun, se grăbesc, trebuie baronetul, inclusiv parlamentarii liberali din anumite sfere, primari, cer legele, da, din teritoriu. Liberal, vor să suspende pe Iohannis, nu, este sigură informația asta. Anumite chestiuni legate de legile justiției. Își doresc acest lucru. Deci de ce să nu recunoaștem că mulți își doresc să se termine odată cu abuzul de serviciu, când pentru o brichetă poți să te duci la pușcărie, și acest lucru creează o stare de tensiune în administrație și mulți își doresc aceste legi. Aceste legi nu le afectează pe... Dar pentru angajări fictive, Marius Ghilezan, merită să mergi la pușcărie sau nu? Prejudiciul în cazul lui este de 109 lei. Tot ce s-a întâmplat la Ghilezan, pentru fapt, hai să lăsăm prejudiciul. Dacă angajezi în mod fictiv o persoană în sistemul public, trebuie să faci pușcărie sau nu? Depinde de CCR-ul a spus că trebuie să existe în abuzul de serviciu un prag. Depinde cât este prejudiciu. În această situație, în procesul secretarilor, pe care Dragnea nu l-a recunoscut niciodată că ar fi vinovat, ci doar Bombonic a dat că jumătate din bani, așa, prejudiciu e undeva la 100 de mii de lei. Lasă prejudiciu financiar, lasă fapta. Eu te-am întrebat altceva. În țara asta, numită România, cum arată țara asta, e ok să faci pușcărie, este rezonabil să faci pușcărie dacă ai angajat în mod ilegal oameni la stat? Despre asta e întrebarea. Se pare ridicol să urmărești pe un om pe care l-a acuz cu Tel Drum, cu Brazilie, cu nu știu ce, să-l urmărești pentru niște secretare. Mi se pare ridicol. Așa a zis și Al Capone. Domne, nu e corect să luați evaziune fiscală. Este o hotărâre judecătorească în momentul de față. Această angajare fictivă. Da? Chiar și la privat am înțeles că se operează. Se mai întâmplă, că vreau să intervin aici tocmai de asta. Hotărârea judecătorească în momentul de față, ea poate să fie contestată în apel. Nu putem să-i zicem noi nimic în momentul de față. Putem eventual, ca teoretician, să ne întrebăm dacă s-a luat în discuție sau nu decizia aceea CCR 405. Putem să ne întrebăm de ce avocații domnului Dragnea n-au făcut același gest ca și fosta sa soție să acopere prejudiciu pentru că era achitat, rămânea doar o... Și așa mai departe. Și așa mai departe. Dar, discutam despre suspendarea lui Iohannis și despre decizia curții privitoare la doamna Chiove și ne-am întors tot la Dragnea. Există, da? Cineva... Există ăsta cineva, ne omoară viețile, Dragnea. Există cineva care, dacă ar primi răspunsul afirmativ la întrebarea dumneavoastră, dacă e bine să faci pușcărie pentru angajări fictive, s-ar putea să se teamă foarte tare de acest răspuns afirmativ. El se numește Ludovic Orban. N-a făcut, nu e vorba de angajare fictivă la stat, e vorba de angajare fictivă la un particular. Pe asta este legal. Dar nu e legal. Păi nu e legal. Dacă desfășoară muncă fictivă și primește un venit. A avut și el un prieten și s-a angajat și el ca să aibă și să-i meargă cartea de muncă. Dragii, este corect. Tuturor trebuie să ne meargă cărțile de muncă, ne găsim și noi pe unde putem. Deci ați întrebat despre suspendarea președintelui. N-am ocolit subiectul. Există voci care spun că legile justiției trebuie promulgate și că cel mai ușor ar fi Tăricianu președinte interimar. Nu este necesară suspendarea președintelui, pentru că din experiența anterioară cu Traian Băsescu îi se face un vânt în pupă președintelui, care nu s-a remarcat în această perioadă mai cu nimic, acolo într-o piață goală, tremurând tot, a spus că va candida la președinție, pur și simplu îl victimizez și din punct de vedere al strategiilor politice îl renaște, îl reinterpretez. Eu cred că Iohannis s-a renăscut după condamnarea lui Dragnea, n-are nevoie de suspendare. Doamna Bulai, spuneați ceva. Cred că, sigur, spuneam la un moment dat că în lista celor trei personaje mai există încă unul, în afară, sau patru, cât ați spus dumneavoastră, cu Chioveși. Cred că și un personaj foarte interesant, din punct de vedere al resurselor pe care le are acum pe piață, și l-aș numi pe domnul Cioloș. Cioloș? Da. Ce-o fi interesant la domnul Cioloș? Știți de ce este interesat? Doamna Bulai, știți care e problema cu Cioloș ăsta, doamnă? Păi și ăsta este neocupat. Ați evitat subiectul
Chioveși și subiectul suspendării domnului Iohannis. Păi despre asta discutam. Domnul Dragnea a spus că se discută, că încă este în plan. Păi Iohannis a spus sâmbătă, președintele României a spus sâmbătă, că săptămâna asta o să o dedice cititului și că nu o să o revoce pe doamna Chioveși. Săptămâna viitoare de Senatului și o săptămână o să... Și uite așa, mergem la grădinița germană, toți aliniați, mergem la grădinița. Să știți că cele mai bune grădinițe din București sunt grădinițele germane, unde înveți să citești, înveți să desenezi, să faci toate lucrurile bune. Luăm o scurtă pauză comercială și lucruri foarte interesante. Cică vine moțiunea de cenzură, iar Orban, despre care vă spuneam că n-are slujbă, pardon, că lucrează la un prieten, la o firmă de construcții, Orban vrea să ajungă premierul României, da? Cel pe care Traian Băsescu îl numea Sică Mandolină. Reușește Sică să dea jos guvernul Dăncilă? Da sau nu? Vedem! A fost o discuție bună în, la grupurile reunite. Am discutat despre moțiune, în principal. S-a și votat procedura pe care o vom urma miercuri. O să fim prezenți cât este necesar ca să se asigure cuvorumul, dar nu vom vota. Obiectivul fundamental al Partidului Național Liberal este căderea guvernului Dăncilă. Pentru demantelarea unui regim autocratic care face un rău imens României și care riscă să scoată România de pe harta țărilor democrate, până atunci toată energia noastră este concentrată pe obiectivul de a determina cât mai mulți parlamentari din zona majorității guvernamentale să treacă acest examen de conștiință la care vor fi supuși și să voteze moțiunea de cenzură. Cu greu pot să mânăbușesc râsetele, dacă îl văd pe Ludovic Orban. Să ne înțelegem foarte bine. Dragnea și cu băieții care conduc astăzi România sunt niște lucruri slabe, ca să zic așa. Iar Dragnea este un băiat care a făcut multe lucruri nasoale la viața lui. Dar când văd pe Sică Mandolină, care vrea să fie premier României, repet, nu știu să mă îngrozesc mai tare, să râd sau să plâng. Miercuri, așadar, moțiune de cenzură, Lucian Isar. Calculele cum arată? Trece moțiunea asta? Nu trece? Ludovic pare în forță, așa. Bine, vă dați seama că nu avem informații până miercuri. Avem informații. Exact. Îl avem pe Ponta. Pare că... Îl avem pe Tudose. Oamenii domnului Ponta. Îl avem pe Hunor, care joacă ciudat. Pentru moțiune. Din această perspectivă, tocmai pentru că există celelalte două balamale mobile pe care le-ați menționat, nu poți să știi dacă vor strânge 233 de voturi sau nu. Totuși, diferența față de 156 cât au este destul de mare încât să există un efort major pentru a trece o astfel de moțiune. Problemele care s-au ridicat sunt destul de clare. Cine anume va face următorul guvern? Să presupunem că va trece moțiunea. Ludovic pentru Orban, și nu? Pentru a pune un nou guvern, ai nevoie de un număr de voturi. Sunt doi pași care trebuie analizați și până la urmă, haide să așteptăm miercuri să vedem dacă chiar se stă în cele 233 de voturi. Doamna Bulai? Pe mine m-a amuzat în acest context declarația liderului UDMR, care spune că s-a întâlnit cu domnul Orban la o cafea prin mai și l-a rugat să-i spună ce are de gând să facă partidul. Țin minte că atunci ne amuzam că PNL-ul a făcut ședință de urgență în interior pentru a stabili un program rapid de guvernare. Nu l-a dat publicității, nu știm ce își propune PNL-ul la guvernare. Probabil că... Vi-l spun eu, doamnă. Programul rapid se numește așa. Plecați voi ca să venim noi. Am înțeles. Că ne este foame, avem și noi nevoie de funcții, de sinecuri. Uitați, domnul Orban are o situație de asta contractuală incertă, n-are slujbă, are slujbă, fiecare vrea să se pună pe poziții, la Ciolan, nu? Evident. Cum s-au pus PSD-iștii, vor și ăștia să se pună.
Nu cred ce este nefiresc aici, doamnă? Ăsta este jocul de 28 de ani. Da, nu? Sigur. De fapt. Spectacolul, așa cum s-a spus înainte, dacă n-ar fi pe banii noștri, ar merita chiar mult amuzament. Însă este un spectacol ce ne costă foarte scump în fiecare lună și pe fiecare dintre noi, indiferent că avem sau nu credite la bănci. Cred că această moțiune făcută în repezeală și citită astăzi în Parlament nu va trece, pentru că nu se întrevede un viitor serios pentru a trece o astfel de inițiativă. Cred că ea a fost bifată pentru ca PNL-ul să-și revendice și el o parte din mișcările de stradă, să se evidențieze și domnul Orban prin ceva, că așa cum am spus, trebuie să-și creeze și el o identitate. Săracul, sincer, eu am fost foarte tristă pentru domnia sa când a fost întrebat ce părere are despre declarația domnului Klaus Iohannis că mai vrea un mandat de președinte. Domnul Orban a fost profund surprins și a spus că, deși nu l-a întrebat nimeni și Iohannis nu a vorbit despre Partidul Național Liberal și nu era nimeni de la Liberal prin preajmă, partidul îl va susține așa cum a făcut-o mereu, chiar dacă nu îi cere nimeni acest lucru. Și sigur că poziția este ingrată. A mai spus și domnul Ponta că nu-l vrea premier pe Orban sub nicio formă, niciun chip. Și să nu este nici în Parlamentul României, cred că se află într-o poziție... Dar atunci ce facem, doamnă? Rămânem cu penalii ăștia de la PSD, cu Dragnea, cu ăsta condamnat de două ori penal? Ce naibă facem cu țara asta? Facem ceea ce a spus președintele României, n-are cine. Nu, președintele României, doamna, a spus altceva. Sâmbătă președintele României a spus așa: ar fi bine ca această moțiune de cenzură să treacă, Gheorghe Pipera. Și a mai zis președintele Iohannis exact cam așa în 2015, când a zis că vrea guvernul lui. Păi și după câteva săptămâni au făcut dosarul lui Ponta și după alte câteva 4 luni, da, după mai greu așa, un gips și da, după un gips și o fugă în Turcia, Iohannis a avut guvernul său. Și întrebarea mea este următoarea: ca să punem odată pace în România, nu ar fi mai bine ca Iohannis totuși să aibă guvernul lui și să ne liniștim odată și să facem pace în țară și să ducem mai departe țara asta? Dacă vrea Iohannis guvern, să-i dăm guvernul lui, da? Toată lumea să muncească, să-i dăm guvernul Iohannis. Și să terminăm odată bâlciul ăsta, cu dosare, cu condamnări, cu tot fel de prostii de astea. Eu cred că dacă ar avea guvernul lui, domnul Iohannis ar avea șanse foarte, foarte reduse, mult mai reduse decât acum, să piardă, șanse între ghilimele, să piardă scrutinul prezidențial de la anul. Cred că situația actuală pe domnul președinte îl avantajează la maxim. Tăciunele aprins pe care n-avea la un moment dat în mână, adică revocarea doamnei Kövesi, în momentul de față s-a cam răcit. Adică cred că își poate lua mai mult timp ca să citească cu atenție. Ei, și o informație de ultimă oră pe care o să vedeți în câteva minute: președintele României a anunțat că va participa mâine la programul Pedalăm pentru România. O să vedeți imediat despre ce este vorba.